Beleza. Bună seara tuturor, sunt Gelu Brevenel. Dacă este joi, sunteți invitații mei la o nouă ediție a emisiunii Giurgiu înainte de toate. Pentru că toate au un început și emisiunea noastră trebuie să aibă un început și aș începe numind un om tare deștept, pe numele său Maslow, care a sesizat că ființa umană are mai multe nevoi. Maslow a împărțit aceste nevoi despre care vorbeam astfel, nevoile primare, nevoile de siguranță, nevoile de iubire și apartenență, nevoile de stimă, iar în vârful piramidei Maslow a așezat nevoile de împlinire. Mă refer în continuare la o nevoie situată la baza piramidei, la nevoia de siguranță, care ține de integritatea fizică, de securitatea casei și de securitatea familiei. Ei bine, am rostit cuvântul casă și aici trebuie să reamintesc ceea ce de fapt știm cu toții, că toți oamenii își doresc în mod normal o casă. Ei bine, și dacă nu avem o casă, atunci trebuie să ne o construim sau să ne o cumpărăm. Și uite așa am ajuns la invitatul emisiunii noastre, un specialist de al casei. Invitat în studioul nostru, domnul Petrișor Puiu, reprezentantul unei agenții imobiliare locale, una dintre cele mai vechi agenții imobiliare din Giurgiu. Domnule Puiu, bine ați venit în platoul televiziunii noastre. Bine v-am găsit. Tema emisiunii noastre, piața imobiliară la nivel național și la nivel local, istoricul, prezentul, tendințele și perspectivele acestei piețe. Am pregătit și o să difuzăm puțin mai târziu și un amplu reportaj despre piața imobiliară giurgiuveană, dar am pregătit și un sondaj realizat printre giurgiuveni cu privire la ce cred giurgiuvenii noștri despre tendințele prețurilor la imobile. Ca să începem, mă rog, cu un nou început, aș spune că totul a început și s-a schimbat pe piața imobiliară în 2008, odată cu instaurarea crizei economice și la noi la Giurgiu. Și spun odată cu instaurarea crizei economice și la noi la Giurgiu, pentru că știți foarte bine, domnule Puiu, că la noi la Giurgiu piața imobiliară a reacționat cu întârziere față de cea la nivel național, așa cum se întâmplă cu mai multe chestiuni la noi la Giurgiu, reacționă mai târziu. Haideți să începem prin a face referire la anul de vârf 2008. Dumneavoastră, ca agent imobiliar care operați atunci, cu succes după câte știu, vă rugăm să ne spuneți pentru început cum era piața imobiliară în anul 2008, începând chiar prin a spune câte agenții imobiliare lucrau în 2008 și știu că lucrau bine. Da. Deci în anul 2008 în Giurgiu erau destul de multe agenții imobiliare, din câte știu eu, în jur de vreo 30 de agenții, pentru că erau nenumărate tranzacții pe piața imobiliară, atât la apartamente, case, terenuri și mai ales terenuri. Prețul ajunseseră destul de sus, cel mai sus din toată istoria de când cunosc eu, de 20 de ani, de când cunosc piața imobiliară giurgiuveană. Iar în toamna anului 2008, când a venit criza și peste noi, băncile n-au mai acordat credite și în momentul acela piața imobiliară s-a prăbușit. Știu că în 2008 era și un ziar de nișă, Jurnal Imobiliar. Mai trebuie să spun telespectatorilor noștri că, mă rog, am cunoștințe solide în domeniu, pentru că am operat și în domeniu imobiliar o mică vreme, printre altele, având o firmă de publicitate. Făceam referire la Jurnalul Imobiliar, un ziar de nișă, care apăra cu succes și știu că atunci numai puțin de 11 agenții imobiliare aveau cel puțin o pagină în acest ziar. Ulterior, odată cu venirea crizei, vânzările au scăzut foarte mult, a dispărut și ziarul. Dar ca să începem cu un scurt istoric, aș ruga regia să difuzeze un reportaj pe care l-am realizat exact despre istoricul pieței imobiliare și despre tendințele sale. Criza economică instaurată spre începutul anului 2009 a afectat și domeniul imobiliar.
Neîncrederea și așteptarea, apoi politica bancară restrictivă a făcut ca vânzările imobiliare să înceapă să scadă. Giurgiuvenii care își doreau să vândă un imobil au constatat pe pielea lor două tendințe succesive. Scăderea rapidă a prețurilor, apoi blocarea vânzărilor. O piață relativ mică, cu ofertă mare și cerere restrânsă, nu putea decât să se blocheze definitiv. Ceea ce s-a întâmplat și la noi, agențiile imobiliare fiind amenințate cu falimentul. Așa se face că, dacă în 2008 în Giurgiu erau cel puțin 11 agenții imobiliare active, din acestea au rămas astăzi doar 2 sau 3. Ce s-a întâmplat în continuare pe piața imobiliară giurgiuveană? Ofertă maximă, vânzări aproape de zero și prăbușirea prețurilor în mod dramatic la peste 50%. Astfel că apartamentele de pe șoseaua București, cele mai bine vândute în anii de vârf 2007 și 2008, au scăzut de la 55-65 de mii de euro la sub 30-35 de mii de euro. Ca preț afișat, în realitate nimeni necumpărând nici cu 25 de mii. În centru, apartamentele mai vechi, cu două camere, dar mai bine situate zonal, au avut aceeași soartă. Prețuri înjumătățite, în prezent la 30.000 de euro, preț mare la care iarăși nu se vând. Dacă apartamentele cu trei camere nu au avut niciodată un preț proporțional cu suprafața, ci doar cu 10-15.000 de euro mai mult decât cele cu două camere, după instaurarea crizei, șansa lor de a fi vândute a devenit minimă. Tendința ultimului an, abordarea imobilelor sub 20-25.000 de euro și niciun ban peste. Pentru că a obține un împrumut bancar mai mare de 25.000 de euro este astăzi o mare excepție. Cât privește speculațiile imobiliare, slab și la acest capitol, din analiza vânzărilor, reieșind că mai repede au fost cumpărate imobile ieftinite extrem în mod accidental, ocazii sau ponturi de care au profitat nu rechinii imobiliari, mulți dintre ei afectați de lipsa lichidităților, ci în general tineri care au făcut credite bancare. Se așteaptă ca primăvara să aducă schimbări benefice, după cum cred specialiștii, adică să se întrevadă o ușoară deblocare a vânzărilor. Piața imobiliară începe să se miște, fenomen absolut normal, având în vedere presiunea la care a fost supusă. Mecanismele de autoreglare funcționând după regulă. Suntem în stagnare economică asociată cu tendințe inflaționiste, iar banii ținuți în rezervă în așteptarea ocaziilor se devalorizează, în timp ce tendința de scădere a prețurilor se poate estompa, vânzătorii rezistând presiunii de a ieftini la nesfârșit. Cine cumpără acum, cumpără bine, cine așteaptă, pierde. Acesta este semnalul. Specialiștii vorbesc despre tendințele la care ne putem aștepta, deblocarea vânzărilor imobiliare cu preț mai mic, dar apropiat de valoarea reală, garsonierele fiind cele mai accesibile. Astfel, sunt foarte căutate garsonierele cu suprafață mare, în jur de 35 de metri pătrați, situate în blocuri de locuințe constituite din apartamente mixte și nu din grupuri de garsoniere. Prețul lor sub 15.000 de euro dacă au îmbunătățiri. Pe locul 2, dar la mare distanță, sunt apartamentele cu două camere, la preț de maxim 25-27.000 euro, numai că la acest preț oferta este pe măsură. Apartamente mici în zone marginale sau apartamente în zone bune, dar fără îmbunătățiri. La polul opus sunt casele sau vilele cu pretenții, apartamentele cu patru camere și terenurile. La acest din urmă capitol există cerere mare de terenuri la 300-500 metri pătrați, ultracentral, numai că în Giurgiu astfel de terenuri aproape că nu mai există. Continuând observația noastră asupra tendințelor pieței imobiliare locale, i-am întrebat pe giurgiuveni dacă au apelat la serviciul agențiilor imobiliare și care este părerea lor despre piața imobiliară. Credeți că prețurile imobiliarelor vor crește sau vor scădea? Acum depinde la ce vă referiți dumneavoastră, la cumpărări sau la vânzare. Cine cumpără, sunt sigur că nu va scădea. Cine vinde, de la, nu va lua ceva în plus. De va rămâne același ca anul trecut. Cred că vor crește. Ați apelat vreodată la o agenție imobiliară? Da. Și ați fost mulțumit? Nu. Acum nu știu, depinde. E posibil să crească. Nu pot să dau un... Ați apelat vreodată la o agenție imobiliară? Nu am apelat, pentru că am cumpărat apartamentul de înainte, exact după Revoluție. Cred că vă scădea, că veniturile scad, pe zi ce trece și automat și produsele în plus, piața imobiliară vor scădea, sigur. Ați apelat vreodată la o agenție imobiliară? Da, am apelat. Și ați fost mulțumit? Da, relativ, da. E de discutat totuși comisiunea agenției. Mi s-a părut uneori probleme. Cred că vor scădea, dacă nu sunt bani. Cred că vor crește. Din punct de vedere economic, vor crește, deoarece criza s-a bătut foarte mult asupra noastră. Ai apelat vreodată la o agenție imobiliară? Nu. Dar dacă ai apelat, crezi că o să fii mulțumit? Bănuiesc că da. Am revenit în direct la Giurgiu. Înainte de toate, vă reamintesc că invitatul emisiunii noastre este domnul Puiu Peteșor, agent imobiliar. Tema noastră, după cum se vede, fiind legată de piața imobiliară la nivel național și la nivel local.
Cum vi s-a părut reportajul nostru, domnule Puiu? E un reportaj interesant, ce să spun. Ceva lucruri care nu stau ca în realitate? Deci părerile sunt împărțite, după cât am văzut. Părerea mea personală este că... Vă referiți la sondaj? La sondajul pe care l-ați făcut dumneavoastră. Părerea mea personală este că anul acesta prețurile imobililor nu nici vor crește, nici nu vor scădea, pentru că deja au ajuns la un minim istoric de scădere, nu mai au unde să mai scadă, deci acum este momentul propice de cumpărare. Cine poate să cumpere în momentul ăsta este cel mai avantajat. Părerea mea că în anul următor, anul ăsta anunțându-se un an mai greu din punct de vedere economic, prețurile vor rămâne pe aceeași linie, dar cred că de anul viitor prețurile vor începe să crească. Haideți să ne referim la prețurile de cândva, ca să avem un început. Deci mi-am propus să revenim la anul 2008, anul de vârf, cum spuneați dumneavoastră. Ce prețuri erau atunci? Păi, ce se vindea cel mai mult atunci? Da. În anul 2008 cel mai mult se vindeau, ca și acum de altfel, garsonierele și apartamentele cu două camere. Având deci imobile mai mici pentru că aveau prețurile mai mici. Imobile mai mici pentru că aveau prețurile mai mici. Și mai ales se vindeau terenurile. Era o mare modă în 2008, toată lumea, pentru că băncile dăteau credite, toată lumea cum făcea un ban, cum strângea un ban, făcea un credit pentru nevoi personale sau, eu știu, pentru altceva și își cumpăra un teren, indiferent, agricol, intravilan, extravilan. Toată lumea altfel, și-a cumpărat câte ceva. N-aș spune că era o modă. Gândeau bine. Pentru gândeau bine, făceau achiziție. Ați văzut cum am început emisiunea spunând că este un lucru foarte important pentru o familie, pentru un om, este să aibă, să aibă o casă. Unul dintre principalele proiecte din viața unui om. Făceau credite și cumpărau. Foarte mult, da, au achiziționat chiar apartamente, chiar terenuri, chiar, eu știu, case, imobile. Numai că în anul 2008 a venit criza și în momentul ăla lumea care a rămas cu ele și în momentul de față le-au la vânzare, pentru că prețurile au scăzut extraordinar de mult din 2008 până în prezent. Deci piața imobiliară s-a prăbușit dintr-o dată, pot să spun, chiar peste noapte. Băncile nu au mai acordat credite sau, dacă au acordat credite, au năsprit acordarea acestora și prețurile la imobile, terenuri, au scăzut cu 50, 60, chiar 70% din valoarea pe care o aveau atunci în 2008. Vorbeam la începutul emisiunii despre faptul că totuși piața imobiliară giurgiuveană a reacționat cu întârziere la ceea ce se petrecea aici la o aruncătură de băți la București. Eu țin minte că la un moment dat în București comunicam foarte mult cu agențiile publicitare și imobiliare din București și primeam semnale că în București lucrurile au început să se schimbe, să stagneze și mai ales lucrurile stăteau pe loc, pentru că se știe foarte bine că o criză apare în momentul în care există neîncredere și așteptare. Lucrurile încep să stea pe loc, iar criza începe să lucreze. Spuneam că la București deja nu se mai făceau vânzări. Și a fost o perioadă de întârziere a pieței giurgiuvene, de luni de zile, erau semnale cam din vară și totuși până la finalul anului 2008 la Giurgiu se cumpăra. Și țin minte cazuri concrete când pe ultima sută giurgiuvene au cumpărat imobile foarte, foarte scumpe. Cum spuneați, erau prețuri foarte mari, un apartament foarte mare, cu două camere, cele mai solicitate, știu că erau pe șoseaua București. Apartamente mai mari? Da, în jurul zonei cu fântână, erau în zona iarăși mai scumpă, era zona ultracentrală, unde un apartament cu două camere de 50-60 de metri se vindea cu 50-60 de mii de euro. Dacă un apartament în centru apărea de dimineață cu 60 de mii de euro la vânzare, până seara se și cumpăra, așa de rapid era piața imobiliară exact în momentul acela. Exact asta vreau să punctez și eu. Aveam la un moment dat în portofoliu apartamente de pe șoseaua București, din zona Fântână, din zona ceasului, care nu mai merge acum, da? Și dispăreau în 2-3 zile. Deci se vindeau cu o viteză nemaipomenită la niște prețuri despre care putem spune acum că sunt amețitoare, efectiv. Da. 60-65 de mii de euro prețuri record. Ca să nu mai vorbim de apartamentele mari, dacă mai țineți minte, cu patru camere, peste 100.000 de euro.
Da. Știu că chiar în anul 2008 am făcut o tranzacție cu un apartament ultracentral care s-a vândut într-adevăr cu 100.000 de euro. Și totuși lumea cumpăra, pentru că erau bani pe piață în momentul acela. Era mult mai ușor să obții un credit imobiliar, din câte știu, în anul acela, 80-85% din vânzările sau din tranzacțiunile de imobile se făcea cu credit ipotecar, imobiliar, eu știu, pentru nevoi personale, așa mai departe. Categoric, pentru că foarte puțină lume venea cu teșcherața de bani să vii totuși cu 60.000 de euro într-un geamantan. Era și atunci un lucru foarte, foarte rar, nu mai vorbim de acum. Cum se vindeau garsonierele atunci, cam la ce preț? Ca să facem o paralelă cu unde am ajuns astăzi. Da, vorbiți de anul 2008. 2008, da. Deci în zona ultracentrală se vindea chiar și cu 40.000 de euro o garsonieră. Mai la mijlocul orașului se vindea cu, eu știu, 30.000, iar pe Tineretului, zona cea mai era, să zic așa, din oraș. Da, e o zonă în care apartamentele e o zonă foarte populată și sigur că da, și cu fel de fel de categorii de garsoniere. Acolo se vindeau chiar și la 20.000 de euro. În momentul de față, o garsonieră, eu știu, în zona Tineretului se vinde în jur de maxim 10.000 de euro, indiferent de etaj, de îmbunătățiri. Iar în centru n-am mai văzut o garsonieră de mult scoasă la vânzare, chiar dacă sunt puține garsoniere în zona ultracentrală. Da, am spus că sunt puține garsoniere în centru, toată lumea vrea garsoniere la parter, la etajul mai ales, dar nu există așa ceva. Țin minte pe Vaporului că o garsonieră, toată lumea știe Vaporului, mă doare capul acum când mă gândesc că o garsonieră se vindea foarte repede cu 25.000 de euro. Da, se vindea chiar și fără îmbunătățiri. Așa e, se vindea cu 25.000 de euro. La cât a ajuns prețul acum? Pentru că 25.000 de euro pentru un imobil în Tineretului era cel mai jos preț, să zic așa. Da, exact. Prețul record din perioada aceea la apartamente? Păi, v-am zis, cel mai ridicat preț este acela de la un apartament cu 4 camere, nu cu îmbunătățiri spectaculoase, care s-a vândut la 100.000 de euro. Dar știu că s-a cerut în zona centrală tot un apartament cu 4 camere, care nu știu dacă s-a vândut sau nu, dar se cerea și 120.000 de euro în momentul acela. Eu am cunoscut pe cineva care avea un apartament bine pus la punct, mare, 110 metri pătrați, balcoane, mă rog. Repet, foarte bine pus la punct și s-a prezentat la agenția imobiliară cerând 130.000 de euro. I-am spus că e mare preț, mi s-a părut deplasat și chiar i-am găsit nu un client, ci doi cu 110.000 de euro. Nu a vândut. Și a vândut nu anul trecut, în iarna lui 2010 cu 52.000. Da. Și acum se pune problema, n-a vrut să vândă cu 110.000 de euro pentru că pierdea 20.000 de euro față de prețul pe care omul și-l stabilise. Dar de fapt, așa stau lucrurile în vânzări, n-a pierdut 20.000 de euro, ci a pierdut diferența de la 110.000 cât i s-a oferit până la 52. Deci n-a pierdut 20, a pierdut 57 parcă. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, criza ne-a prins pe toți, de fapt, nepregătiți. N-am știut că o să vină și... N-am știut, dacă știam era bine. Da, toată lumea spune, domne, acum câțiva ani de zile mi s-a oferit nu știu ce preț mare și nu l-am dat și ea ca, dar acum cer nici jumătate din prețul de atunci și nu mai pot să vând. Pentru că nu mai sunt tranzacții pe piața imobiliară. Neexistând bani, cash, să zic așa, sau împrumuturile bancare nu se mai dau așa de ușor cum se acordau înainte vreme, nu mai poate să le vândă pentru că nici cumpărători nu mai sunt. Sunt foarte multe oferte, cumpărători foarte puțini. E de spus că o tranzacție imobiliară se încheie atunci când se bazează în primul rând pe cumpărător și se încheie atunci când un cumpărător semnează contractul de cumpărare. Deci întotdeauna sunt foarte multe imobile la vânzare sau terenuri, iar cumpărătorii stabilesc efectiv tranzacția. Haideți să vorbim puțin despre tendințele pieței actuale. În primul rând să mai punctăm prețurile, haideți să discutăm pe zone. Da. Spuneam că în centru sunt garsoniere foarte puține, foarte puține și nu sunt la vânzare. Da, în momentul ăsta chiar că nu am nimic în portofoliu, nicio garsonieră la vânzare.
Din auzite știu că s-ar vinde în momentul actual în jur de 10-15 mii de euro. Dacă s-ar scoate la vânzare. Un apartament cu două camere. Anul trecut am făcut câteva tranzacții cu apartamente ultracentrale și n-au sărit mai mult de 24 de mii de euro în blocuri bune, în blocuri din... Și apartamentele din centru se cam împart în două. Apartamente situate în blocurile mai vechi, așa sunt categorisite, adică blocurile de la Cec și blocurile de pe Mareșal Foș și așa mai departe, și apartamente acestea, de primele fiind mai mici, și apartamente mai mari și de construcție mai noi, care sunt evident puțin mai scumpe. Acestea din urmă la care făceam referire, apartamentele din centru, dar mai de construcție mai nouă, la ce preț mai sunt, cu două și cu trei camere? Păi cu două camere ajung în jur de 24-25 de mii de euro, depinde de nivel, depinde de îmbunătățiri, depinde de calitatea îmbunătățirilor, iar cele cu trei camere în momentul de față ajung între 30 și 40 de mii de euro, repet, tot la fel, dacă blocul e făcut din BCA, din materiale mai bune, dacă suprafața este peste 70 de metri pătrați, dacă îmbunătățirile sunt făcute din materiale de calitate superioară. Deci maxim în centru se vinde cu 40.000 de euro. Pe șoseaua București, care mai sunt prețurile? Pe șoseaua București prețurile au început să fie aproape sensibil egale între centru și șoseaua București, pentru că nici distanța nu este foarte, foarte mare. Dar totuși mai scad. Deci pe șoseaua București apartamentele cu două camere, iarăși depinde de poziție și din ce e făcut blocul, de ce îmbunătățiri, de nivel și așa mai departe. Deci se vând între 18 și 22-23 de mii de euro, cele cu două camere. Cele cu trei camere, în jur de 30 până în 35 de mii de euro. Să mergem mai departe spre Tineretului atunci, să da, cântăm și prețurile acolo. Da. Pe Tineretului, vă folosim în seara asta, sigur, dar de-aia v-am invitat. Cu mare plăcere. Deci apartamentele din Tineretului, acolo în zona aceea, sunt foarte multe categorii de apartamente cu două camere, de categoria 1, categoria 2 și așa mai departe. Sunt blocuri din plăci, cum spunem noi, blocuri din cărămidă, blocuri din BCA. Acolo prețurile la două camere chiar s-a vândut și cu 10.000 de euro un apartament cu două camere, care a fost, să zic așa, un chilipir, iar și de acolo maxim 15.000 de euro apartamentele cu două camere, iar cele cu trei camere, fiind nedecomandate în Tineretului, deci acolo se vând până în maxim 25.000 de euro. Iar așa v-am spus, în funcție de îmbunătățiri, de etaj și așa mai departe. Ca să trecem mai departe, v-aș întreba ce se caută la ora actuală mai mult pentru cumpărare? În momentul de față, cel mai mult se caută garsonierele, care sunt cele mai căutate în timpul acesta, pentru că, normal, e prețul cel mai mic de pe piață, și apartamentele cu două camere. Cei care mai vând, eu știu, un apartament cu două camere, vor să se mute la casă, pentru ca să scape de plata întreținere și așa mai departe, dar prețul caselor încă este destul de ridicat. Au scăzut cel mai puțin din toate imobilele care sunt la vânzare în momentul acesta. Despre terenuri, ce ne spuneți? Terenurile... Spuneam în reportajul nostru am văzut, cea mai mare căutare au terenurile, între 300 și 500 de metri. Da, păi, în centru vrea lumea, dar asemenea terenuri nu prea există. Au apărut cumva? Da, nu au apărut. Deci atunci când a fost acel boom imobiliar din 2008, cam s-au vândut cam toate terenurile și lumea a început să-și construiască pe ele. Pe mulți i-a apucat cu casele neterminate pentru că n-au mai fost bani și, deci, din știința mea, în zona ultracentrală nu mai sunt terenuri de vânzare la suprafețe ideale, cum sunt astea, între 300 și 500 de metri pătrați. Mai sunt terenuri de vânzare în zona mijlocie a orașului sau în zona periferică a orașului, la suprafețe așa de mari. Prețurile terenurilor iar s-a scăzut foarte mult. Dacă în 2008 știu teren în zona ultracentrală pe o stradă foarte bine cotată care s-a vândut chiar și la 400 de euro metru pătrat, în momentul de față tot în zona aceea nu se mai vinde nici măcar la 100 de euro metru pătrat.
prețul cel mai ridicat acum este de 80-100 de euro pe metru pătrat în zona ultracentrală, dar să fie și toate utilitățile în apropiere. În zona mijlocie a orașului s-a ajuns între 30 și 40 de euro pe metru pătrat, iar la zona periferică chiar sub 10 euro pe metru pătrat s-a ajuns în, pe Bălănui, pe Ghizdarului și așa mai departe, pe Alexandrii. Bun, am să rog colegul din regie să pregătească un calup publicitar și când este pregătit să-l difuzeze. Continuăm. Acum v-aș întreba dacă giurgiuvenii noștri considerați că sunt oameni informați. Mă refer la cei care încearcă să vândă ceva sau încearcă să cumpere, vin la dumneavoastră să vă consulte, sunt informați în momentul în care vin la dumneavoastră? Am văzut o deschidere mai mare în ultima vreme spre prețul apartamentelor. Noi avem publicitate imobiliară la agenție și oamenii au început să ne consulte foarte mult în ultima vreme pentru că, buzunarul fiind strâns, se interesează de orice chilipir, de orice apare la vânzare cât mai ieftin și așa mai departe. Sau în momentul când vrea să vândă, vin și ne consultă, vrea să vadă care mai este piața, pentru că, vedeți dumneavoastră, prețurile au scăzut în ultima vreme chiar zi de zi. Zi de zi prețurile au scăzut foarte, foarte, foarte mult și oamenii se inițiază în domeniul ăsta. Au început să cunoască piața imobiliară, plus că au mai apărut și niște ziare imobiliare, după câte știți. Și deci se inițiază oamenii în domeniul respectiv. Mă rog, calupul publicitar promoțional este pregătit, îl difuzăm acum. Vom reveni discutând despre agențiile imobiliare și rolul lor. Emisiunea Sport Arena, numai la TV Giurgiu. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. De ceas? De ceas și jumătate. Hai! Păi, ce ai? Ați terminat? Nu. Am pus un sandwich. Am plecat la serviciu, vă pup! Pa! Dacă sunteți cu noi de seară când vin, vă aduc ceva bun. Serviciu! Un copil pe săptămână arde în România. Nu-ți lăsa copilul singur în casă. O campanie a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și E.ON România. Da, da.
Suntem iarăși în direct la Giurgiu, înainte de toate, invitat în studio. Domnul Puiu Petrișor, reprezentantul unei agenții imobiliare foarte cunoscute din Giurgiu, un agent imobiliar cu foarte multă experiență. Trecem la un nou punct al emisiunii noastre, discutând despre agențiile imobiliare și vreau să vă întreb ce așteaptă giurgiuvenii care vin la dumneavoastră, ce așteaptă de la o agenție imobiliară și ce le oferiți dumneavoastră? Da. Păi, în primul rând, cei care vor să vândă imobilele printr-o agenție imobiliară apelează la noi ca să vindem cât mai repede, bineînțeles. Iar noi le oferim foarte multe servicii. Mulți s-au oferit de agențiile imobiliare pentru că a fost o zvonistică în oraș că agențiile imobiliare percep comisioane foarte mari, din ce am auzit până în 10%, ceea ce nu este deloc adevărat. Deci totuși, dacă cineva apelează la o agenție imobiliară pentru a-și vinde un teren, un imobil, o casă, eu știu, orice vrea să vândă, noi le oferim o consultanță privind vânzarea sau cumpărarea asupra prețului. Începem cu vizionarea imobililor cu potențialii cumpărători. Le facem publicitate la sediul firmei noastre pentru toate imobilele puse la vânzare. Le oferim consultanță pentru întocmirea cărților funciare pentru cei care nu dețin așa ceva. Îi punem în legătură cu oameni specializați în domeniul topografiei respectiv care fac asemenea lucrări. Facem o prospectare a pieței imobiliare și mergem și evaluăm să vedem dacă prețul este real față de cât cere clientul prețul nostru, corect, da? Prețul corect și le dăm un sfat. Bineînțeles că nu ne băgăm în prețul lui, dar le dăm un sfat asupra pieței imobiliare și cu cât ar putea vinde acel apartament. Ne dăm interesul să facem tranzacționarea și intermedierea în cel mai scurt timp, pentru că este și interesul nostru și, interesul clientului nostru. Bineînțeles că confidențialitatea este garantată asupra vânzării, vă dați seama. Ne ocupăm și de medierea negocierilor între proprietari și eventualul cumpărător, dacă este hotărât să cumpere imobilul respectiv. Acordăm și asistență procedurală pentru întocmirea actului de vânzare-cumpărare oficial la notariat. Programăm actele la notariat, contactăm părțile și le spunem ziua în care se vor face acele acte de vânzare-cumpărare și le acordăm și asistență la autentificarea actului de vânzare-cumpărare. Deci, efectiv, mergem cu ei la notariat în momentul în care se va încheia actul de vânzare-cumpărare. Vorbeați la un moment dat despre medierea prețului între vânzător și cumpărător. Da. Țin minte, mi-au rămas bine tipărite în minte, câteva situații în care, efectiv, agenții imobiliare au decis o vânzare la modul că negocierea dintre vânzător și cumpărător se poate bloca la un moment dat și atunci, dacă agentul imobiliar este inspirat, poate interveni. Țin minte o tranzacție care stătea, era la un moment dat se blocase lucrurile dintr-un motiv mai mult decât penibil, prețul tranzacției fiind destul de mare, peste 50.000 de euro, se blocase tranzacția în jurul sumei de 500 de euro. Mai las, nu mai las. Și erau hotărâți să renunțe și atunci a intervenit agentul imobiliar și l-a spus: vă dați seama că dumneata îți dorește acest imobil foarte mult, ți-a plăcut, mi-a spus. Pe de altă parte, cumpărătorul e hotărât să îl vândă, aproape că a zbătut palma. Ce înseamnă 500 de euro față de 55.000 de euro, cât vă dați seama că ratați tranzacția? Și atunci și-au dat seama, bineînțeles, și tranzacția s-a făcut. Este un simplu exemplu, un singur caz, dar eu personal am văzut multe cazuri de acest gen, în care dacă nu intervenea mediatorul, ca să spun așa, să-i aducă cu picioarele pe pământ. Da, sigur. E foarte bine venită această mediere, pentru că agentul imobiliar are experiență în domeniul tranzacționerilor. Dacă clienții sunt puși față în față fără să intervin între ei, exact cum spune și dumneavoastră, se mai leagă chiar de și 500 de euro și chiar de 200 de euro se leagă când fac negocierea între ei. Aceste blocaje apar și pentru că oamenii sunt construiți să
aibă personalitate și să fie orgolioși. Și atunci, dacă una dintre părțile care negociază pare puțin mai dură, cealaltă nu cedează din orgoliu. Sigur. Neputând să-și treacă peste orgoliu, dar uitând că, de fapt, motivul este foarte mărunt. Cum spuneați, 200 de euro la o tranzacție de 50.000 de euro e mai mult decât penibil. Cred că se știe foarte bine, noaptea este un sfetnic bun. Dacă ar fi trecut o noapte... și ar fi dat seama că au ratat și probabil s-ar fi căutat iarăși să mai bată palma, dacă ar mai fi avut ce să mai vândă și să mai cumpere. Poate că am văzut tranzacții desfășurate atât de rapid încât dacă cineva era nehotărât și nu se hotărâse seara, dimineața tranzacția era făcută cu alt client. Da. Am observat o chestie foarte interesantă. Tot vorbeam despre mediere și negocieri. Am tras concluzia că toate tranzacțiile încheiate așa, ca să spun 75% vinerea și lăsate pe luni, nu se mai încheie. Nu se mai încheie, într-adevăr. Da, am întâlnit nenumărate cazuri de genul acesta. Să explicăm telespectatorilor, nu știu, aștept părerea dumneavoastră despre asta, cum vă explicați? Păi, ce să vă zic, oamenii își fac niște planuri, știu că trebuie să obțină banii aia pe care poate i-au și calculat ce să facă cu ei în altă parte. Când aude că lor li se scade prețul, pentru că e normal, cumpărătorul vrea să scadă prețul cât mai mult, iar vânzătorul vrea să țină de prețul pe care și l-a propus să-l obțină pe acel apartament. El, neavând, eu știu să zic, experiență în domeniul respectiv, poate vinde un imobil o singură dată în viața lui și normal că nu are de unde să aibă acea experiență. Se blochează de multe ori, exact cum a zis dumneavoastră, tranzacționarea, cumpărarea sau vânzarea pentru... Este un lucru fundamental, mai ales cumpărarea unui imobil, un lucru fundamental în viața unui om. Viața unui om normal, nu vorbim de cei care vând și cumpără multe imobile. Și atunci, dacă omul are un weekend la mijloc, nu mai doarme noaptea, acumulează foarte multă presiune, da? Nu mai știe ce să facă, apar consiliile de familie, vine tot neamul pe românește. Așa, sigur că da. care își dă cu părerea. Care își dă cu părerea și le spune nu face pasul ăsta pentru că... Că te păcălești sau cine știe, da. Așa încât lunea cu siguranță... Eu am experiență în vânzări, nu neapărat imobiliare, și știu că tot ceea ce începe vineri și se lasă, cum spuneam, pe luni, nu prea să încheie. Datorită acestei temeri a omului și a presiunii pe care o acumulează, cum spuneam. Dar, mă rog, lunea e un nou început și sigur, da. Totul poate fi luat de la capăt. Haideți să dăm un exemplu concret. Eu am pregătit un studiu de caz despre care o să discut cu dumneavoastră mai târziu. Să așezăm lucrurile la modul foarte simplu. Vrem să cumpărăm o casă. Ce trebuie să facem? O casă. Un imobil. La modul generic. Un imobil. Da. În momentul în care ne-am gândit să vindem un imobil, trebuie să ne gândim în primul rând ca proprietarul să aibă actele în regulă. Sunt multe cazuri când sunt mai mulți moștenitori sau nu s-au dezbătut succesiunile sau eu știu, altfel de probleme. Deci, în primul rând, actele trebuie să fie în regulă, proprietarii să trăiască, bineînțeles. După care, următorul pas este întocmirea cărții funciare. Dacă imobilul nu are până în momentul acela o carte funciară, trebuie luată legătura cu un expert în domeniu, un topograf care este agreat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care întocmește această lucrare, că e o lucrare tehnică destul de amplă, să spun așa. Obținerea extrasului de informare de la întabularea pe numele proprietarilor și obținerea extrasului de informare de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. După aceea, bineînțeles, trebuie găsit cumpărătorul. Ori prin cunoștințe, ori printr-o agenție imobiliară, eu spun că cel mai bine este printr-o agenție imobiliară. Când s-a găsit cumpărătorul, trebuiesc strânse o grămadă de acte, care ar fi următoarele. Trebuie adeverințe de la, în cazul apartamentelor, garsonierilor, de la Asociația de Proprietari, din care să reiasă că apartamentul nu mai are niciun fel de datorie în momentul vânzării. Un act cerut de notar, deci notarul efectiv. E un act cerut de notar. Și e foarte bine. Fără el nu se poate finaliza contractul de vânzare-cumpărare. Un al doilea ar fi o adeverință de la Enel care să ateste că
acel apartament în momentul vânzării nu are nicio datorie față de instituția respectivă. Un alt act foarte important este certificatul fiscal care se obține de la primăria municipiului sau eu știu de primăria de unde se află imobilul respectiv, de la Direcția Taxe și Impozite. Deci care atestă iarăși că imobilul respectiv nu mai are nicio taxă de plătit către datorată primăriei. Împreună cu aceste acte se merge la notariat, se face o programare, bineînțeles, se plătește o taxă pentru eliberarea unui certificat de autentificare, care tot la fel atestă că acel imobil nu are nicio sarcină asupra lui, că se vinde fără sarcini. După care următorul pas este programarea la notariat și efectuarea vânzării-cumpărării. Acolo la notariat se face un act de vânzare-cumpărare care se autentifică de către notar. Atunci, în momentul acela, tranzacția este finalizată. E bine să te grăbești când trebuie să cumperi un imobil? Nu neapărat, pentru că în momentul acesta pe piață, depinde cât de hotărât ești, în momentul acesta pe piață sunt foarte multe oferte. Dar, exact cum am spus mai devreme, este momentul propice de cumpărare a imobilor, pentru că prețul este foarte, foarte jos. Într-adevăr, cine vrea să cumpere, acum este cel mai bun moment să cumperi și cel mai prost moment să vinzi. Sigur că da, sigur că da. Lumea mai așteaptă totuși, dar spuneam și în reportajul nostru, piața a acumulat foarte multe presiune și la un moment dat trebuie să se elibereze vânzările, vor începe la un moment dat foarte brusc să se desfășoare pentru că au ajuns prețurile foarte, foarte, foarte jos. Foarte, foarte jos, într-adevăr, aveți dreptate. Deci foarte mulți au tot așteptat pentru că, na, e obligatoriu să-ți cumpere până la urmă o casă. Mulți tineri care s-au căsătorit și așa mai departe, sunt nevoi. Nu e obligatoriu, dar trebuie. Îți trebuie, e clar. Deci e împământenit în mintea românului. Prima este casa, mașina, nevasta și așa mai departe, familia. Da? Mai multe case și mai puține neveste. Mai puține neveste, da. Da. Deci prețul imobilor în Giurgiu a ajuns la 300, 350, 400, hai, zicem 450 pentru apartamentele din centru pe metru pătrat, ceea ce este foarte puțin. Deci dacă noi ne-am apucat în momentul ăsta să ne construim o casă sau eu știu un imobil, nu cred că am dat mai puțin pentru un metru pătrat de construcție. Deci nu are unde să mai scadă, este clar lucrul acesta. Nu, eu personal n-am făcut un calcul, dar cred că dacă îți cumperi o casă la ora actuală, ești mult mai ieftin decât dacă te-ai apucat să o construiești. Pentru sigur, că sigur mâna că de lucru nu a scăzut. E un paradox al pieței românești de muncă. Prețul materialelor de construcție nu au scăzut. De altfel, la noi în România nimic nu se ieftinește, doar salariile scad sau rămân pe loc. Așa că părerea mea este că o casă cumpărată în felul ăsta ajungi mult mai ieftin decât dacă te-ai apucat să o ridici. Da, exact cum spuneam, prețurile sunt foarte juste. E momentul de cumpărat. Eu cred că în anul viitor prețurile vor începe să crească. Nu cu mult, dar treptat, treptat. Nu se va ajunge niciodată la prețurile care erau în anul 2008, dar totuși vor începe să crească imobile pentru că o să înceapă să fie căutate totuși. Bun, vreau să vorbim despre comisioanele imobiliare la Giurgiu, în România și în alte țări. Da. Deci, la noi în Giurgiu, comisioanele agențiilor imobiliare pentru tranzacționarea imobililor sunt între 1 și 2% din câte cunosc eu, deci noi așa avem... Din prețul final al tranzacției. Din prețul final al tranzacției. Nu din prețul afișat. Nu, care se ia în funcție de... Deci, agențiile imobiliare în momentul de față, pentru că este această criză, sunt destul de deschise la negocierea comisioanelor, nu se mai pune problema, iar comisioanele se iau în funcție de valoarea tranzacționării. 1% pentru cele cu valori foarte mari, 2% pentru cele cu valori un pic mai micuțe. În București sau în oraș, da, în București sau în orașele mari, știu că comisioanele sunt un pic mai măricuțe, ajung la 3% plus TVA, chiar și 5% din câte am mai auzit prin Brașov, în zonele unde sunt imobilele mai căutate.
Să ne referim la comisionarea percepută de agențiile imobiliare în alte țări. Pentru că am văzut și în reportajul nostru și știu că multora giurgiuveni li se par comisioane de la Giurgiu foarte mari. Haideți să vedem cum e, cum stau alții cu comisioanele. Deci, în țările din Occident, comisioanele sunt mult mai mari. Din câte știu eu și din câte am citit și m-am informat, comisioanele sunt între 3 și 5%, chiar ajung și la 10% în unele țări, știind că și acolo valoarea imobililor este mult mai ridicată decât la noi. E chiar Italia și Franța, după câte știu, au cele mai mari comisioane. Da, eu chiar în vara anului trecut am vizitat o țară din Occident și chiar am vizitat câteva agenții imobiliare. Bine, au o tradiție acolo pentru că la ei întotdeauna au fost agenții imobiliare. Noi din 89, din 90 am început să jucăm pe piața imobiliară, să tranzacționăm. Deci comisioanele sunt mult mai mari la ei, foarte, foarte mari. Și totul se vinde. Și totul se vinde bine, acolo se vinde foarte bine, foarte, foarte bine. Bine, îți vrei foarte bine chiar și din închiriri, știind că în Occident între 50 și 70% din populație trăiesc încă cu chirie. Da. Știu că în unele țări nu se pot face tranzacții imobiliare, deci nu poți să cumperi sau să vinzi un imobil. Dacă nu ești asistat și nu apelezi la o agenție imobiliară. Da, în unele țări este obligatoriu să apelezi la o agenție imobiliară. În țările respective, agențiile sunt băgate în seamă foarte bine și au și niște legi bine stabilite. Acolo, deci proprietarul, dacă vrea să vândă orice fel de imobil, bineînțeles că apelează la agenție imobiliară, dar acel proprietar n-are voie, printr-un contract făcut de agenție, să ia legătura cu altă agenție imobiliară pentru vânzarea aceluiași imobil. Deci e obligat să facă un contract pe o perioadă stabilită de comun acord. Un contract de exclusivitate. De exclusivitate se numește, între proprietar și agenție imobiliară, pe o perioadă de, un an, 2 ani de zile, când are voie să vândă numai cu acea agenție imobiliară. Contracte de exclusivitate se mai practică și la noi în România, situație în care dacă un cumpărător, să zicem, impune un contract de exclusivitate, atunci agenția trebuie să-i facă un discount categoric pentru că respectivul client nu se mai duce la alte agenții. Mai rar. Se fac contracte de exclusivitate, într-adevăr, de către agenții de imobiliare. Sunt solicitate de cei care știu. Da, se fac contracte de exclusivitate, dar numai e pentru clienții care aduce agenția respectivă. De exemplu, eu știu mulți proprietari care s-au dus la toate agențiile imobiliare și au făcut contracte de exclusivitate, dar numai pentru cumpărătorii care vine acea agenție imobiliară. Și de obicei, cumpărătorii se duc tot la fel pe la toate agențiile ca să-și caute ofertele cele mai bune, asta e clar. Da, că e un paradox ce să n-avem ce face. Noi în România, deocamdată, nu suntem agenții imobiliare, agențiile imobiliare încă nu sunt apărate de stat. Da, vorbeam mai devreme și am promis un studiu de caz foarte interesant. Povestea începe, evident, în 2008, când un client oarecare se hotărăște să mute de la 2 camere la 4 camere și dă un avans de 10.000 de euro pentru apartamentul cu 4 camere, după care își pune apartamentul cu 2 camere la vânzare cu 65.000 de euro. Asta era prin toamna lui 2008. Evident că la apucă primăvara lui 2009, criza se instalase foarte bine și s-a apropiat și termenul aprilie, până la care cel cu 4 camere, care primise 10.000 de euro, îl mai aștepta. Clientul intră în panică, se duce la toate agențiile imobiliare. Cunosc cazul pentru că a venit și la agenția publicitară și imobiliară unde lucram eu. Spune despre ce este vorba, evident că era tensionat de acest termen și atunci, dacă tot analizăm acest studiu de caz, haideți să punctăm deja greșelile făcute de client. Eu a zice, în primul rând, un avans foarte mare, 10.000 de euro. Da, și o greșeală foarte mare. Dacă s-ar fi dus la o agenție imobiliară, i-ar fi spus nu dați 10.000 de euro avans, puteți să dați 1.000 sau 2.000 de euro. Sigur că pericolul mare era că pierde avansul. Ar fi pierdut 1.000 sau 2.000 de euro, nu 8.000 de euro. Al doua mare greșeală identificată, prețul neadecvat. Când a venit la agenția publicitară pe care o reprezentam, i-am spus că prețul este foarte mare,
că nu e real și că dacă vrea să vândă, să nu iasă în pierdere prea mult, să nu piardă avansul, să vândă la 50.000 să încercăm. Deci cu 15.000 nu a acceptat. Am mai trecut câteva luni și am mai scos un imobil la vânzare, i-am găsit un client, un client care chiar nu era din România, s-a apucat să-și facă acte, s-a dus la o bancă să facă un credit, a dat ceva bani din buzunar pentru evaluări și așa mai departe. Situația în care clientul ăsta disperat vine și mă anunță că nu mai cumpără garsoniera cu 15.000 pentru că a găsit pe cineva care îi dă 16, lucru care nu se face efectiv. Da. I-am spus că nu sunt de acord cu chestia asta și că din momentul ăla nu îi mai reprezint interesele. A plecat și a venit plângând efectiv, era o doamnă. Peste nici două săptămâni s-a întâmplase că n-a mai vândut garsoniera cu 16.000, s-a răzgândit clientul și m-a întrebat dacă nu mai am clientul cu 15.000. I-am spus că nu mai am clientul și că oricum nu mai reprezint, deși clientul s-a răzgândit și el scârbit de ce s-a întâmplat. În sfârșit, ce se întâmplă până la urmă, clientul de bază, cel care vrea să vândă cu 65.000, n-a vrut să vândă cu 50.000, cum a fost sfătuită, găsisem să vândă cu 47 sau cu 48.000, intră în mare panică și până la urmă vinde cu 35.000 de euro. O altă greșeală, deci ca să nu piardă 10.000, până la urmă a pierdut 30.000. Deci atât greșeli pe care clienții efectiv nu le identifică pentru că nu au experiență. Poate și de-aia sfatul meu este, eu fiind un tip mai care mă gândesc mai mult la anumite lucruri și întotdeauna când nu știu ceva, mă documentez. Sfatul meu este pentru cei care vor să-și cumpere un imobil, o casă, să se documenteze, să informeze și de ce nu să apeleze la un specialist reprezentant al unei agenții imobiliare. Eu zic că este obligatoriu să apelezi la o agenție imobiliară, chiar dacă ți-ai găsit tu cumpărătorul, numai pentru perfectarea actelor, care e foarte, foarte mult de alergat, foarte mult timp de pierdut. Nu știi, sunt destule chestii tehnice pe care nu le știi, ești începător în domeniul respectiv, pentru că, v-am spus, agențiile în momentul de față sunt foarte deschise la negocierea comisioanelor. Și atunci poți să ajungă la agenția, fiind în domeniul respectiv, știe unde să umble, știe la ce ușă să bată și să-i tranzacționeze vânzarea acelui imobil în cel mai scurt timp, ocupându-se de toate actele de care e nevoie. Bun, mai avem câteva minute, maxim 5 minute din emisiunea noastră. Haideți să facem o scurtă referire și la un alt aspect din activitatea agențiilor imobiliare. Aspectele legate de închirieri. Ce îi sfătuiți noastră pe cei care vor să-și închirieze un imobil sau pe cei care caută să închirieze un imobil? Da, cei care închiriază de obicei... Cei care oferă spre închiriere. Care oferă spre închiriere, de obicei vin la marea majoritate, vin și apelează la agenții imobiliare pentru că mai greu este să-ți găsești să închiriezi apartamentul și să găsești și pe cineva, eu știu, adecvat pentru ca să locuiască în casa ta, nu? Sigur, te ești foarte atent, da. Cum zice românul, pe cine bagi în casă. Sigur că da, obligatoriu. Agenția îi oferă, eu știu, un confort în... Triază clienții. Sigur că da, fără discuție. Vreau să mă refer puțin și la prețurile de închiriere a apartamentelor din Giurgiu, care nu-i deloc mic totuși în momentul. Știm că orașul este așa cum este și nu are potențial economic. Totuși se închiriază apartamente cu 200-250, chiar cu 300 de euro pe lună, în afară de plata utilităților. E totuși un preț mare. Noi suntem foarte aproape de București și suntem foarte mult influențați de prețurile de acolo. Avem cunoștințe, neamuri, eu știu, copiii se merg la studii și știm prețurile de acolo și ne influențează foarte mult și pe noi. Dar mă rog, asta e piața. Da, este un avantaj. Avem și avantaje și dezavantaje cu privire la apropierea noastră de București. Dar eu zic că avem și ce învăța de la piața imobiliară din București. Sigur, aveți ce învăța și de la piața imobiliară din Giurgiu. Un întâmplător l-am adus pe domnul Pui Petrișor, un agent imobiliar cu mare experiență, în emisiunea noastră. Suntem la finalul emisiunii. Vreau să anunț telespectatorii noștri că imediat după emisiune urmează Oameni și destine, emisiunea lui Mihai Dândăranu, invitat fiind un veteran de război foarte cunoscut și povestea sa.
nu spun cine, ca să păstrez suspansul. Mulțumesc invitatului meu, Puiu Petrișor. Cu mare plăcere. Pentru prezența în studio și pentru această temă generoasă, da? Vă promit că la primăvară, dacă lucrurile se mișcă, vă invit iarăși să discutăm despre piața imobiliară giurgiuveană. O să facem și atunci istoricul, o să discutăm și despre prezentul, da? Despre tendințe și despre viitorul pieței imobiliare din Giurgiu, pentru că este important. Sunt Gelu Brebenel, mulțumesc tuturor pentru atenție, ne revedem joia viitoare de la ora 19:30. Până atunci, numai bine!